Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi ne aflăm la Spitalul Orășenesc Novaci. Vă realizăm un interviu cu managerul spitalului. Bună ziua, bine v-am găsit! Salut, bună, bine ați revenit! Spuneți-ne, în primul și în primul rând, care ar fi situația cu cazurile COVID în perioada aceasta? Suntem aproape de sfârșitul lui august? Au fost la începutul lunii un număr mai mare de cazuri. Am avut în jur de 20 și ceva de cazuri internate, nu cu forme grave, medii, nici ușoare, medii, și cei care i-am convins că e mai bine să stea acasă și să-și facă tratamentul pe centru de evaluare, le-am făcut analize și le-am indicat tratamentul respectiv, pe care au intrat în supravegherea medicilor de familie. Deci nu au fost cazuri foarte grave? Nu, nu. Vaccinați, nevaccinați, așa în general? Marea majoritate erau nevaccinați, da, dar au fost și persoane vaccinate, într-adevăr, cu forme destul de ușoare. Am înțeles. Aș vrea să ne spuneți cu ce probleme v-ați confruntat în perioada aceasta de vară, iunie, iulie, august. Nu știu, ați avut mai multe cazuri pe anumite secții? Au fost mai mulți turiști care au avut diverse probleme, de la colici biliare, la tot felul de accidente ușoare, căzut cu bicicleta, chestii. În perioada asta de vară, cam așa se întâmplă, da. Am înțeles. Deci nu au fost anumite secții foarte pline? Nu. N-au fost secțiile pline. Singura secție care este plină tot timpul la noi este secția medicală și cronice. Da, secția medicală, pentru că aveți și niște servicii deosebite. Da, și cei cu COVID acolo sunt tratați cronici. Din păcate, numărul de locuri la cronici s-a mai redus cu cei pozitivi, că la ei sunt alte condiții. Nu putem să ținem decât doi pacienți într-un salon și atunci a trebuit să reorganizăm secția medicală. Și bineînțeles pe recuperare. Pe recuperare tot timpul a fost plin și este plin și în ambulatoriu și în secție. Deci pe recuperare și în momentul acesta aveți plin? Da, sunt programări făcute până undeva în luna ianuarie, din câte știu eu, ca și la cardiologie. Deci aveți programări până în luna ianuarie? Până în luna ianuarie, da. Adresabilitatea este foarte, foarte mare atunci la cele două secții. Da, la cele două secții adresabilitatea este foarte mare. Aveți doar un medic? Nu, la recuperare sunt doi medici, la cardiologie o doctoriță cardiolog. Am înțeles. Există posibilitatea în perioada următoare să mai faceți angajări? Nu știu, aveți nevoie de anumiți medici? Da, mai avem nevoie. Sunt în desfășurare câteva concursuri. Deja pentru chirurg s-a desfășurat luni. Avem pentru dispensarul TBC un pneumolog, după aceea avem un doctor pe medicină internă și mai avem pe neonatologie. Dar nevoi sunt în continuu. Nu avem radiolog cu normă întreagă, nu avem ateist cu normă întreagă, nu avem urgentiști suficienți, dar de câte ori am publicat și am scos posturile, nu s-au ocupat. Care ar fi explicația, domnule director, de ce nu se ocupă posturile, de ce nu vin? Nu știu de ce nu sunt atrași. Din câte știu eu, pe aceste specializări mai mult pleacă pe afară decât să mai rămână. Sunt foarte căutate specializările, da. Și bănuiesc că și foarte bine plătite. Și foarte bine plătite, comparativ cu cei la noi, evident. Am înțeles. Deci, iată că ați avea nevoie de mai mulți medici specialiști. Da. Am avea nevoie pentru că noi acum lucrăm la un material, vrem ca centrul de primiri urgențe să-l plătească din fondurile Ministerului Sănătății și acolo trebuie să trunești niște condiții de spațiu, de aparatură și de personal. Dacă cu personalul nu este o problemă, că cât de cât stăm bine, problema spațiului e puțin mai dificilă și
problema dotărilor. Dar și la dotări, undeva cam peste 80% avem cam tot ce ne trebuie. Acum suntem în desfășurare cu un acord cadru cu aparatură pe următorii 4 ani de zile să dotăm și centrul de primiri urgențe cu ce mai e nevoie și alte secții. La policlinică ar mai trebui să faceți ceva? S-a mai făcut ceva? La policlinică sunt cabinetele care știți cum sunt aglomerate, suprapuse, pentru că nu există spațiu. Din câte știu eu, pe PNRR s-a demarat de către primărie să încercăm să facem o aripă de spital nou și sper ca să se poată și realiza. Și mai avem tot anul ăsta un obiectiv foarte important, autorizarea ISU-ului la spitalului. Nu avem autorizație, avem doar aviz de funcționare. Și sper ca să înceapă, a câștigat o firmă licitația, să înceapă lucrările ca până la sfârșitul anului să putem lua și această autorizație care este imperios. Da, necesară. O problemă cu spațiu, să zicem așa, aveți și aici la spital, ați mai avea nevoie de saloane? Spațiile sunt necorespunzătoare din punctul meu de vedere. Se știe că această clădire a fost destinație cămin. Da. Și din cămin s-a ajuns la spital. Normele europene îți impun anumită suprafață și pentru fiecare bolnav în parte, pentru fiecare secție în parte, pentru fiecare cabinet în parte. Din păcate, suntem destul de aglomerați, ca să zic așa, pentru că nu putem să mărim spațiile sub nicio formă. Pe viitor nu sunt prea multe șanse. Pe viitor încercăm acea aripă nouă în care am hotărât să punem tot ce înseamnă chirurgicale, chirurgicale, pentru că acolo sunt problemele cu spațiile, cu mișcatul tărgii, cu sălile de operație și așa mai departe. Acolo am vrea să mutăm chirurgie, ginecologie, urologie, tot ce înseamnă pe parte chirurgicală și aici să ne extindem cu partea medicală de cronic și recuperare. În ce stadiu este proiectul acesta? Eu știu că mi-ați făcut modificări de la an la an. Eu știu că deja se lucrează la studiu de fezabilitate. Deja noi am dat structura, cam ce am vrea să fie acolo. Am discutat și la parter, la demisol am vrea să mutăm tot ce înseamnă radiologie, laborator de radiologie, RMN, CT și aparatele de radiologie, iar la parter vrem să facem un ambulatoriu integrat unde să fie toate cabinetele după norme. Și după aceea etajul 2-3 urmează secțiile chirurgicale. Și dacă am reușit chestia asta, vă dați seama că ar fi o chestie extraordinară, că atunci am plecat cu o clădire nouă care să respecte toate normele europene și de la incendii și absolut tot. Da, și exact, în primul rând și mai mult spațiu. Da, contează da, foarte da, mult. Contează foarte, sigur că da, pentru toată lumea. Așa este. Spuneam puțin mai devreme că cei care vin la Spitalul Orășenesc în Novaci au văzut modificări de la an la an. Și aș fi curioasă să ne spuneți ce alte proiecte importante aveți pentru spital. Deci, pentru... da, până la sfârșitul anului este, cred că s-a și închis licitația la acel CTU, că da. Știți că s-a anulat și s-a reluat. Acolo mai avem tot din banii ăia pe fonduri europene, 100% fonduri europene, de luat ceva pentru un frigider mortuar, acest CT-ul și un aparat PCR ca să putem să facem analizele aici, să nu trebuiască să ne ducem în altă parte. Restul aparaturii a venit, este pe poziții, funcționează. În 2 zile, 3 zile, săptămâna viitoare, data viitoare când o să veniți, o să vă arăt, s-a luat o cadă cu hidromasaj unde se vor face tratamente cu plante, cu o chestie destul de nouă. La ce secție? De recuperare medicală. La secție de recuperare da, medicală. Este cada, este pusă, mai sunt mici lucrări de făcut, dar pe săptămâna viitoare sigur va intra să funcționeze.
Pentru ce probleme? Tot așa, articulații, coloană, da, reumatologice mai mult. Este o noutate, iată, că sigur vor veni și mai mulți. Da. Știu că nu doar din județul Gorj, din toată aceasta. Țara, da. E normal să aveți programări făcute până luna ianuarie, dar am rămas uimită că și la secția de cardiologie aveți programări până luna ianuarie. Da, avem, pentru că, vedeți, dumneavoastră, zona este, populația din zona respectivă este mai îmbătrânită, probleme cardiace sunt mulți care au și atunci doctorița este de excepție, se apleacă asupra pacientului și ce este depășită, știe unde să trimite direct la Timișoara sau la București sau așa mai departe. S-au descoperit foarte multe cazuri grave despre care oamenii nu știau nimic și au fost îndrumați să se ducă în centrele universitare unde și-au rezolvat problemele. Da, de cel mai multe ori nu știi că ești bolnav, nu știi că ai anumite probleme de sănătate decât atunci când mergi la medic. Aș vrea să vă întreb cu bugetul, cu partea financiară, cum stați? Prost, de data asta stăm prost pentru că suntem în luna august și n-am reușit încă să dăm tichetele de vacanță. Așa, și vedeți, toate prețurile au crescut. Au crescut foarte mult și atunci nu suntem pe minus, dar nici pe plus foarte mult. Adică cheltuielile sunt foarte mari și cu întreținere cel mai mult. Da, facturile la întreținere, da. Cu siguranță și mâncarea pentru și alimentele. Mâncarea și astea, medicamentele, toate au crescut. Cu medicamentele cum stați? Cu avem stocuri de medicamente suficiente și pentru cei care îi tratăm pe centrele de evaluare pentru COVID. Medicamente totdeauna am avut și avem, nu s-a pus problema să rămânem fără. Vă așteptați, domnule director, în perioada următoare să crească numărul celor care au COVID? Credeți că după cum este evoluția, eu zic că este în regres în ultima perioadă și la nivel de țară, dacă ați văzut, mai mult de 400 și ceva de cazuri într-o zi nu au fost. Să vedem ce se întâmplă după ce începe școala, dar eu zic că nu o să fie cazuri grave și că, mă rog, n-ar trebui să ne temem foarte mult. Trebuie să ne obișnuim să trăim cu acest virus. Și probabil cândva va apărea și acel vaccin minune care va rezolva problema. Da. Ca să nu mai facem atâtea doze și să nu mai avem atâtea probleme. Deci nu ne așteptăm la un val așa. Nu, eu zic că nu. După cum văd eu evoluția și după cum în fiecare dimineață se prezintă cazurile la raportul de gardă, este, v-am spus, pe o pantă descendentă, nu este pe o pantă arde. A fost la începutul lunii pantă ascendentă de vreo 2 săptămâni de zile. A fost staționat și acum am văzut... La începutul lunii august? La începutul, sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Da. Atunci au fost cele mai multe cazuri. Cele mai multe cazuri. Am avut noi peste 20 de bolnavi. Noi avem 20 de paturi, dar atunci am mai trebuit să mai suplimentăm. Ne-am dus undeva la 30 ceva de paturi, după care de vreo 2 săptămâni, de vreo săptămână și ceva... La ora actuală avem 6 cazuri. 6 cazuri, da. Este foarte important că aceste cazuri nu sunt foarte grave și că nu mai avem atâtea decese. Da, nu. Și acum avem tratamentul special cu tot ce trebuie pentru COVID, fără niciun fel de problemă. Multe bătăi de cap în ultima perioadă, ambrozia. Nu știu dacă ați avut cazuri. Nu, la noi n-au fost cazuri. La noi au fost cazuri mai multe de căpușe, tot felul de insecte, dar de ambrozie deocamdată nu. Nu. Am înțeles. Vă mulțumim mult de tot pentru toate acestea amănunte. Și eu vă mulțumesc și vă mai aștept și data viitoare v-am promis. Venim să vedem care sunt noile achiziții. Da. Mulțumim mult de tot. Punem punct aici ediției de astăzi de emisiunea Agenda Zilei. Asumăm așadar un interviu cu managerul Spitalului Orășenesc în Novaci. Eu sunt Elena Dacșa, vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.